nici nu știu ce să fac, să mă bucur că mă întâlnesc după 40 după 39 de ani cu Niță, sau să plâng pentru că sunt 40 de ani mai bătrân. Sincer, trăiesc două sentimente din astea diferite. A trecut foarte repede, din păcate. Da, mă rog. Probabil că nu o mai avea șansă la a doua viață. Sunt, după cum vedeți, trei generații diferite. În sensul că cei din 82 au luat tricourile de la cei din 74, cei din 91 au luat tricourile celor din 82-84. Am vrea ca să avem o echipă de care să fim mândri. Cum, după cum vedeți, cred că ați fost mândri de toți cei care sunt aici. Noi am fost primii care am luat un campionat în Oltenia și ne-am luptat cu marile puteri, Steaua și Dinamo, la vremea respectivă. Până s-a omogenizat echipa, până s-a întregit lotul, dar am trecut cu bine, am rezistat, am jucat câteva meciuri foarte, care au rămas în istorie, zic eu, ca cum a fost cel decisiv cu Progresul București la Craiova, chiar ultima etapă în care se punea problema că cine pierde retrogradează, și am reușit să câștigăm cu 2-0, în care meciul în care Eftimie și-a rupt piciorul. Amintiri multe, multe amintiri frumoase și plăcute, și îmi face o deosebită plăcere să mă întâlnesc cu foști, cu echipieri. Care a fost mai valoroasă? Campioana unei mari iubiri sau Craiova Maxu? Nu pot să... Eu am prins un culoar mai bun Craiova Maxima, dar eu zic că campionul Mare Iubire a fost o echipă care s-a mai modestă valoric, dar mai dispusă la efort. Adică mult mai... făcea mult mai multe sacrificii, mult mai multă pregătire, mult mai multă dăruire în joc.